CS Oltenia Taekwondo Slatina a reușit să confirme încă o dată la cel mai înalt nivel. Patru sportivi din cadrul acestui club au luat parte la întrecerile prilejuite de Balcaniadă la toate categoriile de vârstă. La copii, la prima participare, Sophie Costea a obținut bronzul, iar la juniori, Alexandru Cilea s-a clasat pe locul 4. La cadeți, sportivul slătinean Luca Costea a avut o prestație de excepție, urcând pe prima poziție a podiumului, întorcându-se acasă cu cea mai strălucitoare dintre medalii. Adversarul lui Luca nu a avut nicio șansă, chiar dacă era favorit prin prisma faptului că este un sportiv titrat, iar algoritmul prin care se face tragerea la sorți îi propulsează pe cei favoriți către finală, oferindu-le șansa să lupte în primele meciuri cu sportivi fără palmares. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Luca să câștige cu 17 la 9, iar finala să și-o adjudece cu una dintre cele mai spectaculoase lovituri specifice taekwondo-ului prin care și-a făcut adversarul knockdown. La Balcaniadă s-a mai remarcat la seniori Loredana Ispas, care s-a întors acasă cu argintul. Rezultatele oltenilor au contribuit din plin la clasarea României pe locul 3 al podiumului. Antrenorii din cadrul clubului sunt mulțumiți de rezultatele obținute și admit faptul că 2015 a fost cel mai bun.